se face triajă, nu? Da, așa mi-a spus și aș vrea să fac o programare pentru mărea mea. Să mă programez să fac programare. Nu se fac programări intrând în spital, ci prin telefon. Okay. Zis și făcut. Reporterul Antena 3 sună la Spitalul Universitar pentru programarea la RMN, însă de la celălalt capăt al firului vine un răspuns ferm negativ. Aș dori să-mi fac o programare pentru RMN contra cost, desigur. De fapt, nu se mai face la noi. Nu mai avem contract cu casa. Reprezentanții Casei Naționale de Asigurări de Sănătate spun că s-a ajuns la rezilierea contractului din cauza unor probleme birocratice. Când vor fi soluționate, nu se știe. La Spitalul Universitar, contractul pentru efectuarea investigațiilor tip RMN, încheiat între CSM și Unitatea Sanitară, a încetat până la remedierea unor probleme depistate în urma unui control efectuat de Casa București la acest spital. Și remedierea, mă rog. Asta depinde foarte mult și de Unitatea Sanitară. Mm-hmm. Sunt acolo, nu, v-am spus, nu sunt probleme tehnice. Nu sunt singurele nereguli depistate de reporterii Antena 3 în unitățile medicale din capitală. La Spitalul Floreasca, paznicii acționează pe post de intermediare ai șpăgii pe care le-o cer fățiși pacienților care vor să fie programați în timp util la un RMN. RMN-ul sau CT-ul? RMN-ul. Cât îți trebuie? Nu mai vreau să facă programare. Deci, ascultă-mă, ca să spun. Acum să fac foarte greu RMN-ule. Eu pot să te ajut. Îmi dai numele și pe numele pacientului, adică al tău, dacă faci tu, dacă faci altcineva. M-ai înțeles pe mine? Te costă 6 milioane. Okay. Eu îți dau numărul meu de telefon. Da. Da? Problema este că eu cum mă duc astăzi, dacă mă duc astăzi să fac programarea, eu trebuie să dau și bănuții. În urma dezvăluirilor difuzate de postul nostru de televiziune, Spitalul Floreasca a demarat o anchetă internă, iar autoritățile au intrat pe fir.